ăsta, FCSB-ul. Alo, ți-am vorbit frumos. Avem și noi o rugăminte la dumneavoastră. Mai ales de astăzi, domnul Mitoșilor, dacă puneți, puteți să vă puneți și de astăzi la un țol oarecum decent, pentru că avem niște invitați de primă, de primă mână. Stai, mă, dar eu am muncit, am făcut sucalul ăla de pe cap. Păi stai, e mă, frumos sucalul, am făcut pâine, v-am adus am pâine, înțeles. Degeaba, dar eu v-am adus. Dar tu așa ai mers în mijloacele de transport în comun? Ok, le-ai spus tuturor că lucrezi la Teo Show? Nu știam de ce nu mi-a cerut banta taximetristul. Să nici nu le spui. Acum am dau seama. Ce bine că nu te-a oprit controlul. Da, 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 bine că nu te-a oprit și te miri că nu te-a oprit controlul, de frică. Alo, vă rog frumos, am sacou, da? Adică, colega noastră Bianca Drăgan se află în acest moment alături de Tania Ghinea, care este kinetoterapeut principal, și alături de o bijuterie de bebeluși care are nevoie de un pic de relaxare, un pic de masaj, un pic de liniște interioară și exterioară. Și atunci Bianca a zis, mă duc la Tania să vedem ce se poate face, ce gimnastică poate să facă un bebeluș la un an și un strop. Bianca? Bună, dragii mei, într-adevăr așa este, mă aflu alături de Tania Ghinea și de micuțul Costa, care nu doar că este foarte simpatic, dar este și foarte cu minte și ascultător. Bună, Tania, mulțumim foarte mult că ne-ai primit aici în clinică. Vedem că i-ai pregătit lui Costa și mai multe jucărioare în cazul în care va începe să plângă. Să sperăm că nu va fi cazul. Spune-ne ce putem să facem pentru a ajuta bebelușii să se dezvolte armonios în toate etapele vieții. Bună ziua, bine ați venit! La bebeluși și nu numai, și la copii, este important cam o dată la 6 luni, de la ei de la naștere, să se facă o evaluare kinetoterapeutică pentru a evidenția dacă copiii se dezvoltă în limitele normale sau dacă putem să-i ajutăm prin diverse forme de masaj și kinetoterapie, atât pe pat cât și pe partea de mingiuță, pentru a-i dezvolta și a ajuta în momentul în care se ridică în picioare să aibă coloana cât mai bine structurată, ca să zic așa, și musculatura cât mai bine tonifiată, inclusiv la piciorușe. Costa, din fericire, nu are nicio problemă. A venit aici de plăcere, ca să spunem el, așa. Da, el este pacientul meu de la 6 luni. Vine odată la 6 luni sau cam că pe la 2-3 luni, ca să vedem exact cum evoluăm. Am început să mergem în piciorușe cam la un an de zile. Mami și cu tati au învățat să facă masaj acasă și câteva exerciții de kinetoterapie. Dar sunt exerciții pe care mami și tati nu le pot face, nu-i așa, Tania? Sunt lucruri pe care numai tu le poți face în siguranță. Da, exercițiile, de exemplu, exercițiile pe mingiuță, care sunt exerciții specializate, care ajută pe partea neuroprioceptivă, adică ajutăm pe partea de creieraș ca toate funcțiile să fie în regulă și să meargă bine, ca copilul să se dezvolte armonios. Și de aceea o să vă arăt astăzi câteva exerciții pe mingiuță care ajută la tonifierea musculaturii abdominale, musculatura paravertebrală, adică cea care ajută spatele să ne întrețină și să-l dezvolte armonios. Uite, lăsăm așadar jucărioarele deoparte. Aici avem un exercițiu de extensie pentru coloană care ne ajută să ne tonifice nouă musculatura spatelui. De aici, ia uite cum înotăm noi Costa, păi cum facem noi și în apă, cum ne-am învățat noi. Așa, da, și aici stimulăm un pic pe bebe și în față și în spate ușor. Costa are un an și 2 luni. Spune-mi, te rog, de la ce vârstă putem să începem aceste proceduri? Ia uite, cum stăm noi aici și stimulăm. Aici putem face exerciții de abdomen. Ușor. Sare cu iubirea. Să sărim un pic pe mingiuță. Acum sărim un pic pe mingiuță să tonifiem musculatura piciorușelor. S-a cam plictisit, îl mai lăsăm. Este foarte important să-i urmărim în ce poziții stau. Este foarte important cum merg, pentru că părinții trebuie să urmărească aceste aspecte. Dacă se așează într-o poziție cu piciorușele, cu genunchii în interior, W, este bine să-i corectăm și să nu creăm probleme de displazii sau probleme la nivelul șoldului. Este important cum merg copiii când încep să se ridice în picioare, cum este și cazul lui Costa. Da, haide, dă mânuțele să facem. Părea că voia să se pună din nou pe mingiuță. Cum este și cazul lui Costa, e bine să ne uităm cum merge. Dacă merge pe vârfulețe, dacă merge cu piciorușele în interior sau în exterior. Ca să putem să evidențiem de la început dacă există probleme la nivelul membrelor inferioare și să le corectăm. Cazul lui este unul fericit, că nu are probleme, doar îl dezvoltăm armonios. Putem să mai încercăm să facem acum ceva pe mingiuță?
sau oare se supără Costa pe noi? Să asta sperăm să te că nu. Tania, în cazul hai în să vedem. Bebelușul nu e în momentul respectiv în dispoziția de a face kineto. Ce facem? Îl lăsăm în pacea lui? Nu prea îl lăsăm în pacea lui. De obicei noi lucrăm de la nou născuți până la oprirea creșterii, ca să zic așa. Nu lăsăm, pentru că cu cât vei lăsa un copil care are, de exemplu, o problemă de recuperat mai mult, cu atât lucrurile se pot... Se vor agrava. Se vor agrava, exact. Și tocmai de aceea le recomand părinților cam de două ori pe săptămână să-l aducă pe bebeluș. Lucrurile funcționează foarte bine și copiii se recuperează și bebelușii foarte repede, pentru că ei fiind în dezvoltare, în creștere, au încă cartilaje și putem lucra mult mai bine. Deci dacă plâng un pic, putem să lucrăm cu ei. Dar nu să-i supra-solicităm și să-i forțăm foarte tare, pentru că n-am vrea să le creăm și alte probleme. Într-adevăr, nu vrem să le creăm și alte probleme. Îl lăsăm și pe Costa să se joace în continuare cu jucărioarele pe care le-ai pregătit tu, Tania. Și îți mulțumim foarte, foarte mult pentru informațiile prețioase și timpul acordat. Vă mulțumesc foarte mult! Bianca, Tania, da, Bianca, Tania, Costa, vă mulțumim tuturor, ați fost minunați, mi-ar fi dorit foarte mult să-l văd pe Costa făcând așa un dans grecesc pe mingiuță, dar... Că... Nu era sigur dacă îi plăcea sau se speria de mingiuță. Da. De speriat nu se speria, nu știa dacă are chef sau nu. Da, cum e cu cheful ăsta. Bela, avem o surpriză pentru tine. Ceva ce o să-ți placă foarte mult. Ce surpriză avem? Ceva ce numai cineva ca tine ar putea aprecia. Hai, vino încoace, că o să ai nevoie de noi, că te știm. Da. O să ai nevoie de susținere. Mi se simte de tremură toată. Deocamdată nu știe.